Florinel, ai fost cu Naționala U21 în Italia la Euro, ai și marcat acolo. Ce va fi pentru tine să fii și cu Naționala Mare la un turneu final în Germania? Ce ar însemna pentru tine prezența acolo? Da, este un vis devenit realitate. Mă bucur pentru că mai mulți jucători din acel turneu final au făcut pasul la echipa mare și iată că am reușit calificarea și cu acest grup. Pentru oricare dintre voi, v-a lăsat selecționerul să petreceți așa cum trebuie după o calificare sau a fost mai rezervată petrecerea? Pot să spun că mai rezervată, pentru că mai avem un meci de disputat și cred că este important să terminăm și cred că pentru atâta lume ce vine la stadion merită lucrul ăsta. Nicușor, pentru tine ce înseamnă această calificare și cât de greu va fi să vă motivați pentru meciul cu Elveția, știind că sunteți deja calificați? Da, este un vis devenit realitate. E pornit. Da. Este un vis devenit realitate. Cred că nu toată lumea se gândea la începutul campaniei. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să obținem calificarea înainte de meciul cu Elveția. Și venim vorba de motivare, nu cred că există motivație mai mare decât să joci pentru România și să dai totul pe teren. Cu siguranță toți jucătorii suntem 100% pentru acest meci și dorim să terminăm neînvinși. Marius, mulți vă vedeau cu șansa a patra în grupa asta. Acum, înainte ultimului meci, un egal ne ține pe primul loc. E o ambiție în plus să arătați că puteți câștiga grupa asta? Da, da, cum am spus și prima dată. Cred că multă lume la început nu se bazau pe noi, pentru că venind un istoric, să zic așa, după 8 ani de zile, după unde n-am avut calificări, dar era normal, dar ne-am strâns toți ca o familie, deja de la primele meciuri și toți am tras în aceeași direcție, pentru că ne doream foarte mult calificarea la un campionat european. Presa din Elveția, Florinel, spunea că egalul este interzis pentru naționala noastră. Voi la ce vă așteptați din partea elvețienilor, ținând cont că vin după 3 egaluri? Și pentru noi este interzis egalul. Mergem doar cu gândul de a câștiga, pentru că avem stadionul plin, avem oamenii care ne susțin, care sunt alături de noi, așa că nu avem motive să mergem la egal. Vom merge clar cu gândul de a lua cele 3 puncte. Nicușor, cât de mult v-a încărcat emoțional faptul că și în țară, da, fanii au ieșit în stradă, nu au fost foarte mulți, dar au ieșit în stradă pentru să se bucure pentru calificarea voastră. Ne așteptam la acest lucru. România este o țară fanatică, avem mulți suporteri, toată lumea iubește fotbalul și meritau acest lucru, această calificare și sperăm ca la european să-i facem pe mult mai mult să iasă în stradă și să facem o performanță frumoasă. Ați început deja să vă uitați pe grupele în care ați putea să picați la Euro sau din... Deocamdată, sincer, nu m-am uitat. Cum am zis, să încerc să trăiesc clipa, am trăit clipa. Momentul acesta fericit, îl trăim cu toții și când va fi trage la sorți, cu siguranță toată lumea se va uita și vom vedea ce va fi. Ați apucat să citiți toate mesajele primite după pe telefoane? Da. Am avut timp după meci să... atât în noaptea aceea, cât și a doua zi și le-am mulțumit tuturor care ne-au susținut. Ne-au felicitat foarte multe persoane, atât cunoscute cât și necunoscute. Ne așteptam la acest lucru, o calificare este foarte importantă pentru români și meritam cu toți acest lucru. Ați pregătit vreo sărbătoare specială pentru după meci cu Elveția? Nu, lăsăm să vină de la sine. Marius, 50.000 de oameni, locul 1 în față, calificați la Euro. Se putea un final mai frumos pentru o grupă ca asta? Nu, pentru că na, multă, cum am spus și în prima dată, multă lume nu ne dădea șansa, mai ales la primul loc, dar cred că acest grup frumos merită lucrul ăsta, pentru că am arătat la multă lume, pentru că grupul ăsta are valoare și a fost unit până la sfârșit. Cred din plin că merită acest lucru. De multe ori stadionul plin ne-a copleșit, mai ales la meciuri importante. Mâine veți arăta altfel, îi veți bucura pe suporteri și cu jocul vostru, veți juca detașat, fără presiune, mai ales că suntem calificați? Da, se poate spune și asta, dar
Este clar că este un meci în care totuși este miză. Putem câștiga această grupă. Așa că, lăsând deoparte publicul, trebuie să ne vedem interesul, să spun așa, și după cei din tribună să se bucure la final cu noi și să plece acasă bucuroși. Cum se simte această miză de a câștiga grupa, știind că ai locul asigurat la Euro? Da, ne-am bucurat pentru această calificare, dar iată că n-am avut mult timp să spun așa, pentru că avem un nou obiectiv, acela de a câștiga grupa și este posibil lucrul acesta. Nicșot, unde crezi că s-a făcut diferența în grupa asta? Până la urmă, nu s-au schimbat multe după Liga Națională, unde am terminat grupa cum am terminat-o, și acum vedem o națională total schimbată, fără să piardă în grupă cu șanse la primul loc. Da, cred că Mister a reușit să facă un grup formidabil aici. Fiecare a știut ce trebuie să facă pe teren. Am pregătit foarte bine fiecare meci. Unitatea grupului cred că a adus la acest lucru. Dorința aceasta de a fi la un turneu final, unde nu mai fusesem de mulți ani, și cred că fiecare a dat ce a avut mai bun pentru a realiza acest lucru. Dacă vă spunea cineva înaintea campaniei că veți fi calificați cu o etapă înainte și de pe primul loc, cu șanse la câștigarea primului loc, credeți? Sincer, nu credeam. Cum am zis, toată lumea la început zicea că Elveția va fi principala favorită, după aceea noi cu Israelul ne vom bate pentru locul 2. Dar în fotbal se pot întâmpla multe. Când te apuci să joci fotbal, știi că se pot întâmpla tot felul de lucruri și sperai, în sufletul tău sperai. Pentru că nu aveam foarte multe rezultate pozitive în anii trecuți, era greu să te gândești să câștigi grupa. Dar la calificare ne-am gândit cu toții și acest lucru ne-a ajutat să reușim. Mai țineți minte ce făceați la ultimul turneu final al Naționalei Mari, unde erați și ce vă ocupați? Băteam mingea pe Maidan. Și îmi doream să ajung și eu în situația lor. Da, îi vedeam la televizor și doar speram să ajung aici la Națională, nu mă gândeam niciodată că o să ajung să joc la un turneu final. Da, la fel și eu, văzând bucuria oamenilor care au fost la campionatul european și văzând bucuria fotbaliștilor care au participat, îmi doream și eu foarte mult. Adică pot spune că mi s-a îndeplinit un vis. Simțiți un sentiment de mândrie în momentul în care vedeți că elvețienii ne-au mulțumit? Nu cred că trebuie să ne intereseze pe noi asta. Trebuie să ne vedem de ale noastre, pentru că asta ne-a făcut să fim momentan pe primul loc și cred că asta e cel mai important. Florinel, sunteți voi noua generație de aur pe care o așteaptă românii de atâția ani? Nu pot, mie nu-mi place să fac comparații, dar suntem pe un drum bun. Ne bucurăm că acest grup a reușit această realizare, ne dă moral pentru viitor, ne dă încredere, motivație și cred că putem crește. Cum faceți să vă mențineți nivelul de concentrare ridicat zilele astea, în condițiile în care sunteți calificați, euforia e pe măsură, dar iată, aveți un nou obiectiv și anume locul întâi în grupă? Jucăm acasă, stadionul plin, toată lumea vine să vadă Naționala, jucăm fotbal, făcând un rezultat bun, așa că nu cred că există motivația mai mare. Ok, bună ziua! Mă bucur să fim din nou acasă și mă bucur că am venit cu un obiectiv îndeplinit și că am făcut români fericiți. Am preferat să aducem din nou mai mulți jucători decât am obișnuit în fața dumneavoastră, pentru că rămân actorii principali și ne-am dorit din tot sufletul ca publicul, suporterii echipei naționale să vadă cât mai mulți dintre ei, să răspundă la cât mai multe întrebări. Sunt momentele lor, în mod special, dar în același timp trebuie să reprezinte exemple și pentru alți tineri și alți copii care își doresc, de ce nu într-o zi, să fie și ei pe acest drum. Am vrut să fie aici la rândul lor, să se exprime, să spună trăirile și a fost motivul principal pentru care am schimbat ce obișnuisem în trecut. Înainte să vă stau la dispoziție pentru întrebări, am un apel important. Vă rog cu toată puterea să ne raportăm cât mai mult la ce urmează și cât mai puțin la ce a fost, pentru că există riscul să vă rămânem cu mintea blocată în
performanța, bineînțeles, fantastică. Am trăit momente euforice, incredibile cu toții după această performanță. Am deplinit un obiectiv în care, adevărul este că puțin credeau, dar noi am avut crezul nostru și am mers până la capăt, am crezut și am convins și mă bucur că am făcut mulți români fericiți, cum am spus. Dar momentele astea de euforie, cu siguranță că trebuie și ele trăite și consumate, însă mâine ne așteaptă un joc cu importanță mare și care ne obligă. Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie pentru că este sub obiectivul propus, va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. De asta pentru noi e foarte important ca aceste puține ore pe care le avem să le gestionăm cât mai bine, să recalibrăm grupul, să ne reconectăm din punct de vedere mental, emoțional, să ne regenerăm fizic și să facem cinste celor care vor veni la stadion alături de noi. Nu în ultimul rând, sigur am îndeplinit obiectivul pe care ni l-am propus, dar iată că în câteva ore am creat un alt obiectiv. Avem o altă țintă, avem șansa ca să tenem pe primul loc și e datoria noastră ca să dăm totul, toată puterea noastră să rămânem neînvinși, de ce nu să câștigăm acest meci. Nu va fi deloc ușor, va dimpotrivă, dar e un obiectiv ca să tenem pe primul loc pentru că ne face foarte facilita avantaje și trebuie să dăm totul pentru asta. Vă stau la dispoziție cum trebuie. Ce vă îngrijorează înaintea meciului de mâine? Pentru că sunt mai mulți factori, atmosfera, euforia calificării, Elveția rănită. În primul rând, acest grup a crescut cu fiecare zi. Sigur, au fost momente în care noi nu am fost alături de ei, dar de fiecare dată au venit mai motivați, mai determinați. Și cum am spus și după meci, calificarea nu s-a obținut doar matematic împotriva Israelului, dar s-a obținut cu un proces în spate, cu foarte multă sudoare, cu încredere, cu principii și cu valori. Acum asta ne obligă. Acesta este un grup care a învățat să nu renunțe niciodată la luptă și mâine seară trebuie să fie din nou în picioare și pregătit să lupte. Românii vor veni în număr mare, dar sunt sigur că și cei care nu vor putea să fie alături de echipa națională vor trăi la intensitate. Mai mult decât atât, am câștigat un statut acum. Suntem echipă calificată la european și asta ne obligă. Provocarea este maximă, sunt experiențe pe care majoritatea și noi nu am trecut până ele, să ne bucurăm atât de tare, pentru că dacă am mai câștigat, nu știu, trofee sau mai îndeplinit obiective în trecut, niciodată n-am făcut-o pentru țara noastră. Și bucuria a fost foarte mare, dar suntem din nou pe picioare, asta îmi doresc să cred, și provocarea pentru noi toți este mare ca să ne prezentăm cât mai bine. Iar dacă e ceva ce ne pune în gardă cel mai tare, pe lângă factorul mental care trebuie să fie la parametrii maxim, întâlnim jucători de cel mai mare nivel, jucători care joacă la cluburile de top, campioni cu cluburile lor și campioni ai Europei la nivel de cluburi, va fi să ne refacem și din punct de vedere energetic, pentru că Elveția vine conectată, nu a sărit deloc de pe linia ei, în schimb noi prin bucuria de după joc, cu siguranță că am ieșit un pic din concentrare. Nu, mai mare riscul este ca să ne mulțumim cu ce am realizat și până la urmă e normal să fim fericiți, e normal să ne entuziasmăm, am îndeplinit obiectivul, cum a spus și dumneavoastră, au fost români care au ieșit în stradă, au fost poate oameni care n-au crezut la început în noi și în munca noastră, dar care au venit alături și sunt sigur că acum, după îndeplinirea obiectivului, le-am convins și mai mulți. Ăsta este riscul major, ca să ne mulțumim cu atât, și mă bucură ce au transmis băieții și sunt sigur că tot grupul simte la fel. Avem datorie în primul rând și față de noi, ca să demonstrăm că odată ridicat nivelul și pretențiile sunt altele, dar și așteptările sunt altele. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Din păcate trebuie să-l contrazic.
aminte, tot este tatăl meu și apropiat de sufletul meu total și îmi știe probabil cel mai bine trăirile și gândurile. A fost omul care am vorbit cel mai des în toată această perioadă, în mod special, bineînțeles, din punct de vedere profesional, dar nu a fost singurul. Ochii mei au fost mereu deschiși să vadă, urechile să asculte, am ascultat, mi-am însușit lucruri, am vorbit cu oameni de fotbal, am fost deschiși și așa voi rămâne tot timpul. În primul rând să progresez și în al doilea rând, cum am spus, orgoliu pentru mine nu există atunci când e vorba de echipa națională, iar eu sunt într-o competiție totală doar cu mine însumi, încerc fiecare zi să muncesc mai mult și să fiu mai bun. Tatăl meu este în același timp mentorul meu, dar probabil că atunci când a făcut afirmația aia, a spus ce își dorește, nu ce crede. Probabil că a fost mai dus de entuziasmul momentului decât am fost și eu. Deci nu se pune problema, are un palmares fantastic, a reușit lucruri fabuloase și cu siguranță că mi-aș dori să-i calc pe urme, dar e foarte departe de mine. Tot timpul m-am gândit și tot timpul m-am inspirat de munca lui și când te gândești, practic asta te motivează. Și nu m-am uitat lucrurile atunci, dacă nu mă înșel, eram antrenor la Panduri și terminasem pe podium și până pe ultima etapă aveam matematic, mi-au cam minte șanse la campionat. A fost campionatul când Astra a câștigat și noi trebuia să luăm 6 puncte în ultimele două meciuri ca să-l câștigăm și am fost egalați la FCSB atunci, pe final, după ce am condus cu 1-0, cu toate astea am bătut Astra, dar n-am mai avut șanse și am avut o dezamăgire așa, pentru că chiar dacă am trăit momente foarte grele la Târgu Jiu din punct de vedere financiar, ne-am dorit până în ultima clipă și am sperat și ne-am dus, mi-am aminte atunci, în Franța am fost alături de el, am călătorit, dar n-am putut să stau decât la meciul de deschidere. Și chiar într-o discuție cu el, i-am cerut acces ca să vin să-l văd și m-a limitat. Mi-a spus că nu e o oră atunci în care să intru și zi și că trebuie să mă adaptez la restul programului. Și nu l-am uitat. Eu o să-i deschid total ușa dacă vrea să vină și să stea cât își dorește. Și ți-ai promis atunci că nu o să mai cere acces din. În prima fază mi-am promis că să fac și eu ce a făcut el cu mine, dar m-am gândit mai bine pe parcurs și mi-am dat seama că e doar o copilărie. Am creat un grup fantastic, dar bineînțeles că porțile echipei naționale rămân deschise, suntem atenți la toți, fiecare jucător care arată valoare și continuitate și caracter. Pentru că spre bucuria mea, dacă până acum a trebuit eu să selectez, de acum am un ajutor important și nu va mai trebui să treacă un jucător doar prin filtrul meu, ci va trebui să treacă și prin filtrul grupului și dacă grupul nu îl valida, nu va intra. Trebuie să arate același caracter și determinare și iubire de țară și de echipa națională, ca să poate să intre în grup. Dacă nu, probabil că va ieși rapid în afară. Apropo de tatăl tău, țin minte că nu este prima dată când face acest lucru, cum a făcut la Euro, s-a întâmplat și la 94, la campionatul mondial, care tu ai povestit atunci. Tu îl vei chema să țină discurs înainte de campionatul european în vestiar? Nu este singurul care ar putea și merita ca să fie în fața acestui grup. Sunt și alți oameni care au făcut performanțe deosebite și alți antrenori, au fost mari jucători. Mi-aș dori pe mult să fie în fața grupului. Cu siguranță că va rămâne concentrarea totală pe munca pe care noi o avem de făcut și dacă vom, nu știu, găsi oportunitatea ca să avem și anumiți oameni de succes în fața grupului, sunt sigur că vor fi primiți cu brațele deschise de băieții noștri. De la cine ați primit cel mai frumos mesaj sau cel mai neașteptat mesaj după locația echipei naționale? Câte mesaje neașteptate am primit pe parcurs, acum nu mai contează ce primesc. Haideți să fiu sincer și mă folosesc între ghilimele de dumneavoastră ca să transmit și un mesaj public de mulțumire totală pentru toți cei care au crezut în noi și în mine și în munca pe care noi am făcut-o, care ne-au fost alături și nu numai tuturor, celor care au crezut în echipa națională până la urmă. De fiecare dată, după fiecare acțiune, am avut nevoie de câteva săptămâni bune ca să verific și să trimit mesaje înapoi și să răspund sau să vorbesc. De data asta, efectiv, nu am avut când. Nu am avut timp, am călătorit, a fost o noapte albă din nou pentru mine și staff-ul meu. Deja am intrat total în febra pregătirii jocului și nu am avut când. Am răspuns prea puțin spre deloc și atunci
mulțumesc pe calastea public tuturor celor care ne-au scris și ne-au încurajat și ne-au felicitat și în același timp le cer puțină înțelegere, să aibă puțină răbdare cu mine și promit că după ce vom închide această acțiune, să dea Dumnezeu cu succes de plin, mă voi apleca și către mesaje și nu voi rămâne dator către ei. I-am văzut pe jucători destul de rezervați, serioși, parcă nu s-au bucurat așa pe deplin de această calificare și v-aș întreba dacă le-ați transmis un mesaj în această direcție. Nu a fost nevoie. Am făcut ce au simțit. Dar este ceea ce așteptam să facă, recunosc. Nu vă gândeați că o să se bucure mai mult? Ne-am bucurat cu toții, să nu credeți că nu. Nu. Ne-am bucurat, am fost împreună, am luat cina împreună, au băut și un par de vin, au sărbătorit, dar e adevărat, au fost foarte rezervați, au ascultat și puțină muzică românească, după care am mers la culcare cu toții, ei spre camere, noi spre analiză. A spus și dumneavoastră forma melodie? Nu, nu mi-am permis, pentru că avem gusturi diferite. Dar cu siguranță, fanii și-au asigurat bilete înainte ca să știe dacă vom veni sau nu calificați. Asta a însemnat că au fost pregătiți să vină alături de noi. Au fost pregătiți ca să lupte alături de noi. Nu au venit doar să ne sărbătorească, nu erau pregătiți să vină doar să sărbătorească, au venit pregătiți să lupte cu noi și de asta suntem foarte obligați față de ei. Nu în ultimul rând mulțumesc celor care au venit nu numai în Ungaria, dar și pe tot acest parcurs alături de noi în deplasări. Și vă spun sincer că dacă de fiecare dată era un sentiment de responsabilitate mare pentru mine, fiindcă era obiectivul care era la mijloc, acum mă simt efectiv foarte apăsat de această responsabilitate în fața lor, pentru că știu că au așteptări mari și îmi doresc cu toată puterea să îi bucurăm. Ce-ați simțit? Întoarceți iară la momentele alea și, cum am spus, nu vreau să reflectez foarte mult și nu vreau să fie băieții foarte atenți la ce a fost și la ce urmează, dar da, am trăit momente unice și când am intrat în acel hotel, pentru că a fost același la care am stat și după meciul cu, și înainte și după meciul cu Belarus, atunci am venit foarte trist și nu mă gândeam că ne vom întoarce atât de repede, pentru că nu ne gândeam că vom juca tot acolo, dar când am aflat că vom juca tot în Ungaria și am organizat împreună cu colegii mei care sunt deosebiți și le mulțumesc și lor, tuturor echipei, cum am spus din spatele echipei, sunt oameni fantastici care au contribuit decisiv. Am organizat logistic deplasarea și când am stabilit că stăm la același hotel, a fost o ambiție în plus ca să ne întoarcem mult mai fericiți. Și eu nu o să uit niciodată cât o să trăiesc imaginea pe care am văzut-o în vestiarul României când am intrat după meciul cu Belarus. Am intrat de mii de ori deja, probabil, în vestiare și am gestionat fel și fel de stări de spirit și de trăiri, dar a fost prima oară când eu m-am simțit copleșit. Pentru că intrasem să îi îmbărbătez, dar am găsit mușcători cu lacrimi în ochi și foarte triști și m-a necat și pe mine un sentiment de tristețe rapid și am ieșit afară ca să nu le fac mai mult rău decât deja era. Și le-am spus înainte de meci că sub nicio formă nu ne mai putem întoarce la aceeași stare care am fost atunci. Ați putut să dormiți în noaptele după meci? Am dormit multe nopți, dar asta e mai puțin important. Important e că am găsit energia și puterea în fiecare zi împreună să o luăm de la capăt. Și chiar dacă eram obosit, când îi vedeam pe băieți, intram din nou cu energie în muncă alături de ei. În niciun moment nu m-am simțit singur. În primul rând am avut familia și foarte mulți oameni, mult mai mulți decât mi-am imaginat, la greu au venit alături. Au fost oameni pe care nu-i cunoșteam și am primit mesaje de susținere. Sigur, opinia publică, majoritatea în spațiu public, au fost sceptici, dar în spate au fost mulți care au
care au crezut în noi și a fost chiar un om simplu care la un moment dat m-a surprins și mi-a spus că m-a întrebat în prima fază cum fac față criticilor și am spus că am încredere mare în acest grup de jucători și ei îmi dau și energia și puterea de a o lua mereu de la capăt. Dar în același timp mi-a spus că se bucură că reușesc să depășesc aceste momente, dar că eu nici nu știu câți oameni se roagă pentru noi și pentru echipa națională. Și m-a sensibilizat, în același timp recunosc că m-a mișcat și mi-a dat putere. Nu am niciun mesaj decât de apel total. E un moment, de ce nu, fantastic, dar și poate zero pentru fotbalul românesc. Și dacă învățăm să ne respectăm mai mult și dacă învățăm să lucrăm mai mult în echipă și deschiderea mea e totală pentru asta, începând chiar cu cei care au fost cei mai critici la adresa mea, cu siguranță că fotbalul românesc poate să fie mai bun. Nu, e un subiect, ăsta nu contează, e zero importanță. Nu știu, vor, nu vor, cei din Consiliul Federației trebuie să meargă alături de mine la European, pentru că s-a autoprelungit. Ce va fi după contează prea puțin în acest moment. Păi ce nu vor? Asta nu știu, trebuie să-i întrebați pe domnul. Președintele a spus ieri la aeroport că și-ar dori continuitate pe banca echipei naționale. Da, președintele și-a dorit continuitate după ce am trăit dramele din din conferință, așa că pentru mine nu e surpriză asta și am mulțumit pentru încrederea totală. A contat enorm, enorm încrederea care mi-a oferit-o și domnia sa și cei din jurul dânsului, dar mai mult decât orice a contat faptul că mi-a dat mână liberă totală și spre rușinea mea nici nu n-am găsit timpul înainte de jocuri ca să, măcar cu câteva ore, ca să îl informez de primul 11 și de gândurile pe care noi le aveam. Dar ce înseamnă mână liberă totală în postura de selecționer? Niciodată nu m-a adică întrebat. La echipa de club înțelegem, vedem ceea ce se întâmplă în România cu patronii, dar la nivel de echipă națională ce înseamnă mână liberă totală? Niciodată nu m-a întrebat de ce este un jucător și nu este altul. Niciodată nu mi-a sugerat nici măcar indirect sau prin intermediari că ar trebui să vină un jucător sau să nu mai vină altul. De cele mai multe ori în ultima clipă a aflat lotul și uneori chiar din presă de la dumneavoastră, după ce l-anunțam oficial, niciodată nu m-a criticat după un joc, nici măcar în privat, cu atât mai mult în public. Tot timpul a venit alături de noi și ne-a susținut. Chiar înainte de această acțiune finală, când știa că factorul mental este cel mai important, pentru că trăisem niște eșecuri în trecut, în niște momente decisive, m-a întrebat dacă am nevoie de dânsul să mai ne viziteze și de câte ori aș vrea să vină. Și am spus că mi-aș dori să vină zi de zi, dacă se poate, alături de noi. Și a făcut asta zi de zi. A venit alături de noi. Cum se vede acest nou obiectiv? Locul 1 în grupă și prezența în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți, ceea ce desigur va fi un avantaj. În primul rând, cum ați văzut de la începutul conferinței, mi-am însușit acest obiectiv nou și mi-l doresc din tot sufletul, dar în același timp trebuie să rămâne echilibrați, să fim pregătiți de acest joc. Vom întâlni un adversar cu multă valoare, multă calitate individuală, un adversar care doar el știe de ce a ajuns în situația asta. Nu îmi permit să vorbesc în numele lor, dar clar echipă care știe ce înseamnă turnee finale, vine de la un mondial, a făcut lucruri deosebite. Și vin, după cum au și anunțat, să câștige jocul. Deci va fi o confruntare pe viață și pe moarte pentru primul loc și va fi o confruntare deschisă oricărui rezultat. Asta este realitatea și nu vreau să cădem în greșeala de a fi, nu știu, foarte triști dacă totuși nu reușim. Eu am încredere că putem să reușim asta, dar nu uităm că obiectivul a fost calificarea, am trecut la următorul nivel, iar menirea mea, datoria mea în următoarele luni este să pregătesc împreună cu oamenii din jur cât mai bine turneul final din toate punctele de vedere și să mă asigur că echipa până la turneul final va putea să treacă la nivelul următor. Avem potențial ca să facem o figură frumoasă la turneul care vine. Așadar, vă rog, în tot sufletul, ca indiferent ce se întâmplă, să nu luăm niciun fel din meritele acestor băieți de-a lungul acestei campanii. Răzvan Burleanu spunea ieri la aeroport că după momentul nașterii fetiței sale, acesta a fost cel mai emoționant moment și că a plâns în seara calificării.
Da, eu l-am întâlnit pe drum spre vestiar pe culoar și m-a marcat, m-a impresionat pentru că l-am văzut cu lacrimi în ochi și a fost o surpriză și pentru mine și m-a emoționat, recunosc. Nu m-a emoționat până la lacrimi? Vreți să aflați neapărat dacă am vărsat lacrimi? N-am vărsat lacrimi, dar am trăit sentimente unice de fericire și am fost mândru de munca pe care acești băieți au făcut-o și de ceea ce au arătat României și nu numai. Mulțumim mult! Doamne ajută!